O respectai mai mult pe Ana Porgras? Da, sigur, Ana a fost. Spune că a avut un loc special pentru tine. Da, 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 Ana, Ana. Și modul în care a luptat Ana în ecuația cu Zani, în ștafete, modul în care a intrat și a adus experiența ei de, de sportivă, de, da. de arenele mari ale, ale lumii, acolo. Adică era, era într-adevăr un fenomen sovezi, dar în aceeași măsură există. Roxana Nemes, care la un moment dat ținea o greutate, era practic complet în, în plan orizontal, era pe jos în nisip și ținea o greutate deasupra capului, da, urlând. Da, da, da. O majda care se aruncă, o avem fotografiată pe un tobogan de la 10 metri distanță, cu mânuțele înainte, așa, ori fie ce -o fi. Acest fie ce -o fi al fetelor era fabulos. Și toate celelalte, Irișa, Raluca, fabuloase.